Se pare că frate Ezechiel și sora Adriana și preiubiți părinți, dacă bine înțeleg eu din Scriptură, binecuvântarea nu are de-a face doar cu a avea ceva, ci binecuvântarea are de-a face cu a fi ceva. Când vorbim despre binecuvântare, în general ne gândim la ceea ce am putea să primim. Și poate mai puțin ne gândim la ceea ce ar trebui să fim. Uitându-mă la invitația pe care a făcut-o Balac, marele împărat lui Balaam, ca să blesteme un popor care a tăbărât și de care era frică, citesc în Numeri, în capitolul 22, când Balaam, în prima fază, vrea să-l întrebe sau îl întreabă pe Dumnezeu dacă să meargă sau nu să blasteme, și aceasta este o mare problemă pentru un așa zis om al lui Dumnezeu, să mai întrebe dacă poate să blasteme sau nu. Cred că nici n-ar trebui să ne treacă prin cap că noi avem posibilitatea să și blestemăm. Eram undeva într-o localitate și m-am întâlnit cu o persoană de ceva vreme și persoana aceea a zis: dumneavoastră sunteți pastorul Bojor? Și am zis: da. Am auzit despre dumneavoastră că când vă rugați pentru cineva să îi se întâmple rău, îi se întâmplă rău. E adevărat asta? Și am zis: nu, nu e adevărat. Eu nici măcar nu-mi trece prin cap să mă rog pentru cineva ca să îi se întâmple rău. Eu mă rog pentru oameni să li se întâmple bine. Și persoana era nedumerită și m-a mai întrebat încă o dată: domnule, vorbesc serios. Eu am auzit despre dumneavoastră că dumneavoastră vă rugați pentru cineva să îi se întâmple rău și îi se întâmplă. Și am zis: fiți liniștită, era o femeie, nu ne rugăm pentru nimeni să îi se întâmple rău. Noi ne rugăm doar să li se întâmple oamenilor bine. Și am zis: m-am liniștit inima. Cumva cineva m-a așa desenat, m-a pictat, așa m-a aranjat că... Se pare că Balaam totuși îndrăznește să-L întrebe pe Dumnezeu dacă să meargă să blasteme sau nu. Și Domnul îi spune în versetul 12: să nu te duci, Numeri capitolul 22, să nu te duci și să nu blastemi pe poporul acela, căci este, poporul acesta nu are, el este. El nu are o binecuvântare pe care o poartă. Binecuvântare avem și când închidem telefoanele în biserică, și asta poate fi o binecuvântare, dacă suntem puțin mai atenți. El nu doar are o binecuvântare, el este binecuvântat. Și de aceea îmi doresc și eu pentru micuțul Ezechiel, Natanael și pentru toți copiii noștri, nu doar să primească o binecuvântare, ci să trăiască ca niște binecuvântați. Nu prea sunteți de acord. În primul rând, uitându-mă la pasajul din Marcu, capitolul 10, din care am predicat și eu și colegii mei atât de mult, vreau să spun primul lucru. Văd o mare preocupare, o mare atenție pentru cei mici. Oameni buni, nu era aer condiționat. Am apreciat că fratele Pavel mi-a spus: frații ăștia au venit înainte de ora 9 la biserică. Slăviți să fie Domnul. Noi astăzi am venit puțin mai târziu, mă rog, de regulă nu se întâmplă asta, dar circumstanțele de ieri și în sfârșit, cumva am ajuns ceva mai târziu la biserică și am apreciat să înțeleg că sunt unii care au preocupare și spun: domnule, eu mă duc mai devreme, deși slujba de binecuvântare începe la ora 10, noi suntem la 9 la biserică. De ce? Vrem să fim la binecuvântare. E o preocupare pentru copiii noștri. Oameni buni, contextul de atunci nu era cel de astăzi. Să nu vă imaginați că erau undeva într-o clădire cu aer condiționat, că erau niște ușieri, niște oameni care așteptau să spună: bă, bine ați venit și cu copiii. Era o forfotă mare pe drum. Era, dacă vreți, un fel de dezorganizare. Era un fel de gloată, expresia Scripturii, noroc și gloată, și când înțelegem expresia aceasta, erau foarte mulți oameni care îl urmau pe Domnul, care îl conjurau pe Domnul și toți aveau nevoie de câte ceva.
Și au venit la unii, probabil părinți au fost, cel mai probabil au fost părinți, o idee. Ce ar fi să ducem și copiii la Domnul Iisus? De ce? Avem preocupare pentru copii. De regulă ne preocupăm de copii nu când sunt mici. Ne preocupăm de copii când sunt mari. Știți de ce? Pentru că sunt anumite manifestări și anumite stări care ne îngrijorează. Și atunci ne vrem să ne preocupăm de copii. Preocuparea noastră ca și părinți este atunci când vedem reacții, atunci când vedem atitudini, atunci când vedem probabil stări care cumva nu ne convin și vrem să ne ocupăm de copii. Poate fi prea târziu. Poate fi prea târziu. Psalmul 78 parcă trage ca un semnal de alarmă pentru părinți, pentru familie, pentru fiecare dintre noi. Și în momentul ăsta spunea versetul 5. El, Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și ascultați-mă. Asta nu e facultativ, oameni buni. Asta nu este dacă vrem, dacă nu vrem, îi aducem la biserică, nu îi aducem, venim cu ei, venim fără ei. În sfârșit, a poruncit părinților lor sau ai noștri să-și învețe în ea copiii. Asta e poruncă, oameni. Poruncă. Nu vă pun să ridicați mâna cât ați venit cu mașina la biserică astăzi, dar v-aș pune să ridicați mâna cât ați trecut pe roșu astăzi, venind spre biserică. Doamne, s-ar putea să faci asta neatent, dar dacă o faci intenționat și de mai multe ori, s-ar putea să vii pe urmă cu autobusul, cum fac eu naveta la lucru. Și să te văd pe autobus să ne mai salutăm, pe acolo poate mai schimbăm și niște vorbe, că cu mașina nu avem timp. A poruncit copiilor să-și învețe în ea copiii, pentru ca ăștia, la rândul lor, să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, ei, la rândul lor, să își pună încrederea în Dumnezeu. Da. Ne preocupăm de copiii noștri, este nevoie să ne preocupăm de copiii noștri. Și este nevoie să implicăm pe copiii noștri să cunoască cât pot ei de repede și de devreme lucrările lui Dumnezeu. Și spune pentru toate familiile, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi place când femeia aceea din Doi Împărați, capitolul 4, a venit la omul lui Dumnezeu, la Elisei, și era într-o groază pe care nu vă puteți imagina. Nici eu, nici noi, nu ne-o putem imagina. Să fii pasibil să-ți vândă copiii, domnule, să ți vândă, ca să fie rob, sclav pentru toată viața. Se vindeau oameni atunci. Și era practica aceasta, sigur, până înspre epoca modernă, când oamenii se vindeau ca și sclavi. Și niște copii dintr-o familie liberă să fie vânduți, să fie sclavi. Pentru că tatăl lor a fost cumva imprudent, a făcut niște datorii mai mari, n-a știut ce l-așteaptă, omul a murit în anumite circunstanțe și femeia rămâne văduvă cu doi copii. Și se duce la omul lui Dumnezeu. Și spune, soțul meu se temea de Domnul. Dar a înregistrat, a acumulat mai multe datorii și acum suntem în situație grea. La noi, în sat, se știe peste tot că a venit omul care m-a împrumutat să-mi ia copiii și să-i vândă, să-i facă sclavi. Sunt dezorientat. Sunt frământat. Puneți-vă situația. Să vină să ia copilul de lângă tine și să fie vândut. Este dincolo de logica noastră, de gândirea noastră într-o perioadă postmodernă. Dar aceasta era o realitate. Pentru că era și foamete, și nenorocire, și groază, și nu erau cele necesare. O întreabă, dar ce ai acasă? Păi ce să am? Păi n-am nimic. Sunt văduvă, sunt săracă și n-am nimic. Dar undeva acasă, într-un ulcior, am puțin un de lemn. Și omul lui Dumnezeu îi spune, du-te pe la vecine. Du-te pe la vecini. Du-te prin sat și adună multe vase goale. L-am mai spus lucrul acesta și aici la Betania. Imaginați-vă o femeie despre care se știa în sat că e pasibilă să-i se vândă copiii, să o vezi bătând pe la porți. Bună ziua, bună ziua. După ce te-o trimis mamă ta? Mă trimis să-mi dai niște oale goale. După ce ești și nenorocit, e mai și strâși. Să-i vezi la un moment dat cu oale în spate, nu puține, multe. Castroane, oale, goale, că mama și copiii mărg spre casă. Cred că unii au început să-și fac. Mă, omule, mă. S-au stricat de cap femeia asta. Uite, s-au apucat să... Sigur că o dat într-un anumit derapaj psihic.
S-a apucat să strânge, să strângă oale. Ce să faci cu oale? Că oale goale erau până în lume, mai ales atunci când era foame. Dar ascultați-mă, mesajul Domnului a fost acesta. Intri în casă și închizi ușa după tine și îi spune sare. Și cu copiii tăi. Nu îi lași pe ei pe tablete, nu îi lași pe el la televizor, nu îi lași pe ei să se joace pe afară, eu știu cu ce se vor juca, nu! Închide ușa după tine și după copiii tăi. Fii preocupată de experiențele lor cu Dumnezeu. Și Biblia spune, mama a început să toarne din vasul acela care era puțin, unul dintre băieți apropia vasele goale și celălalt le muta pe cele pline. Și a tot turnat, a tot turnat, a tot turnat și unde lemnul în vremea aceea era un fel de valută, era ceva forte în perioada respectivă și s-a umplut casa cu vase de unde lemn pline. Și copiii aceștia au văzut lucrările lui Dumnezeu. Și cum au vorbit ăștia despre lucrările lui Dumnezeu, cum vorbim fiecare dintre noi, când știm cum Domnul a lucrat în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața părinților noștri și spunem, avem un Dumnezeu care trăiește. L-am văzut pe Dumnezeu la lucru. De ce? Pentru că cineva s-a ocupat, a fost preocupat de copii ca să-i aducă în prezența Domnului. În al doilea rând, uitându-mă la pasajul acesta, văd că Dumnezeu, Domnul Iisus, pune valoare pe ceea ce oamenii consideră non-valoare. Păi în contextul acela, când erau bolnavi, erau cărucioare, când erau nenorociți, când erau atât de mulți care îmbulzeau pe Domnul să vindece, să le asculte cuvinte, numai de copii n-aveau timp. Și ucenicii, ca niște oameni care erau protectori acolo în imediat apropierea Domnului Iisus, Biblia ne spune, când o văzut că vin cu copiii, au făcut așa un coloar și au zis, poftiți cu copiii, bine ați venit. Da? Au început să-i... Copiii astăzi n-au... Nu-i vreme de ei. Și Domnul Iisus, care are valorile lui de Dumnezeu, dincolo de valorile noastre umane, pentru că pentru el lucrurile sunt diferite. Ascultați-mă, pe ceea ce oamenii nu pun valoare, de multe ori Dumnezeu pune valoare. Se mânie, puțin locuri în Scriptură, când găsim pe Domnul că se mânie, și le transmite următorul mesaj. Lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți. Că dacă cineva are prioritate la Dumnezeu, au copiii. Dacă cineva are prioritate la Iisus Hristos, aceștia sunt copiii. Și strigăm în această zi, lăudat să fie Domnul. Orbul Bartimeu era pe marginea drumului pentru că totdeauna era pe marginea drumului. Era noaptea lui pentru că totdeauna era noaptea lui. Toată viața n-a văzut. Și ce scrie Biblia? În Marcu capitolul 10, când a auzit forfotă și frământare deosebit de altă dată și din nou mulțime și noroc și gloată, o întrebat, ce este, ce se întâmplă? Și răspunsul a fost, trece Iisus din Nazaret. Și omul a înțeles, e momentul meu, este ziua mea. Și a început să strige, să urle cu glas tare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și veți citi la Biblie, mulți îl certau să... Tac, mă, termină, mă, liniștește-te. Domnul Iisus este ocupat, rabinul este ocupat, ăsta n-are timp de oameni ca și tine. Și se suspinde la lor, Iisus se oprește, că același Iisus este oprit în această zi la Betania și prin Duhul Sfânt este prezent în adunare. Și toți care credem, spunem, slăvit să fie numele Lui. El are timp de dumneata, El are timp de tine. Pentru El, fiecare dintre noi suntem o valoare, o valoare. Chiar dacă spui, domnule, nimeni nu mai cunoaște, nimeni nu mai știe de problemele mele, ascultați-mă bine, le știe Dumnezeu, le cunoaște Dumnezeu, te ascultă Dumnezeu, îți răspunde Dumnezeu și aceasta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Chemați-l. Și dintr-o dată, între Domnul Iisus și mulțime, și oricum parte, mulțimea s-a dat la o parte și s-a făcut un culoar, imaginați-vă. Și a aruncat haina și a venit înaintea Domnului. Și omul a fost întrebat, ce vrei să-ți fac? Și a îndrăznit ceea ce n-a mai îndrăznit nimeni niciodată. Să-mi capăt vederea. Și știi ce spune la Biblie?
Și Domnul Iisus i-a zis, capătă-ți vederea. Și îndată orbul și-a căpătat vederea, pentru că Iisus este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Lucrurilor fără valoare, Domnul Iisus le dă valoare. Nenorocitul acela căzut între Ierusalim și Ierihon, care a ajuns să fie jefuit, Luca capitolul 10, versetul 25, să fie bătut, să fie dezbrăcat, să fie lăsat în drum aproape mort. Acum nu vă supărați, dacă era fratele de corp al preotului, trecea el pe alături? Da? Dacă era fratele de corp al levitului, trecea el pe alături? Da? Cu siguranță nu. Un preot a trecut pe acolo. Un levit a trecut pe acolo. Numai că la Biblie veți citi, amândoi erau din întâmplare. Și Biblia continuă și spune, dar un samaritean, care nu-i din întâmplare, ca el era și este în călătorie, slăvit să fie numele lui, a trecut prin locul acela. Pentru levit și pentru preot era un non-valoare. Probabil și pentru hanciu era un non-valoare și pentru cei din jur era un non-valoare. Dar pentru Domnul, nenorocitul acela, avea o mare valoare. Pentru că el era un potențial candidat al cerului. Lăudat să fie Domnul. S-a apropiat de el. Avea la el unde lemn și vin. I-a așezat pe brană, cu grijă a legat rănile, spune Biblia. L-a pus pe asinul lui, l-a dus la hanul de poposire și toată noaptea a îngrijit de el să se asigure că e în afara oricărui pericol. Dimineața s-a dus la hangiu, a scos doi bănuți care erau valoare în vremea aceea și a spus, uite ce-i, ăștia doi bănuți sunt pentru nenorocitul ăsta. Dar vreau să spun ceva, dacă mai cheltuiești ceva pentru el, la întoarcere, pune asta în socoteala mea. Și cu siguranță hangiul o făcut niște ogmar și a zis, ce valoare e asta? Bă, ăsta e un bețiv, ăsta e un bătăuș, ăsta e un de pe marginea, ăsta e fără perspectivă. Pentru hangiu, pentru cei din jur, era non-valoare. Pentru Dumnezeu era o valoare. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! În al treilea rând, uitându-mă la pasajul acesta, Domnul face mai mult decât știu părinții sau cei apropiați să ceară. Auziți? Biblia spune, i-a adus copilașii ca să se atingă de ei. Adică dorința lor a fost să treacă Domnul pe undeva pe acolo, să se atingă de copii. Și Domnul nu doar se atinge. Biblia spune, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. De ce? Pentru că Domnul face mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Că așa face Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Plecase Iacov cu o botă uscată, relativ uscată, una din aia de ciobani, așa cum aveau ciobanii pe la noi la oi, nu era o botă specială, un toiac, dar mă rog, era o botă uscată, și avea și o straită care era relativ goală. Și a dormit undeva cu capul pe o piatră în pustiu, i s-a descoperit Dumnezeu și el face o rugăciune. Versetul 20 din Geneza 28. Dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și să mă întorc în pace. Păi n-o cerut, domnule, nici cămile, n-o cerut nici cai, n-o cerut nici boi, n-o cerut nici oi, n-o cerut nici... O zis, domnule, să-mi dea Dumnezeu pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Și după 20 de ani, același om se întoarce pe același traseu aproximativ și stă înaintea lui Dumnezeu în capitolul 22 și auziți ce îi spune Domnul în versetul 10. Capitolul 32, versetul 10. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările pe care le-a arătat și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Și ascultați-mă, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și acum fac două tabere.
El cere haine să se îmbrace, cere pâine să mănânce, să-l păzească Domnul să plece, să se întoarcă cu bine și Domnul îi dă două tabere. Și vă spun și vă citesc numai din ce a dat Dumnezeu, a făcut doar un mic dar fratelui său. Versetul 13. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele lui. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Ăsta e un mic dar din ceea ce a dat Dumnezeu. Păi dacă atât dar îi face fratelui său, uitați-vă la valoarea și la numărul acestor cape de animale, cu cât era el binecuvântat. Și el s-a rugat și a zis, să-mi dai pâine, să mănânc și haine să mă îmbrac. Sunteți aici unii care vă regăsiți în povestea aceasta? Sunteți aici unii cărora Dumnezeu v-a dat mai mult decât a știu să gândiți sau să cereți? Da? Să spuneți lăudat să fie Domnul. Tot ceea ce suntem și avem, suntem datorită lui Dumnezeu. Și tot ceea ce suntem și avem, avem datorită lui Dumnezeu. Și așa va binecuvânta Dumnezeu familia Vrenghea în continuare și pe micuțul Natanael mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Că așa face Dumnezeu. Noi spunem, Doamne, dar atinge-te și El ne ia în brațe. Noi spunem, Doamne, dă-ne doar haine să ne îmbrăcăm și pâine să avem ce să mâncăm. Și Doamne, ne dă binecuvântări, pentru că Dumnezeu se îndură de noi. Și aici spune, Doamne, dar munca mea, implicarea mea și abilitatea să muncesc s-a dat-o Dumnezeu și abilitatea să gândesc s-a dat-o Dumnezeu și puterea să-i spunea să te ridici dimineața din pat s-a dat-o Dumnezeu, că puteai să fii o legumă ca mulți alții undeva pe un pat sau pe un cărucior. Dar dacă ești ceea ce ești, ești datorită lui Dumnezeu. Și dacă sunt ceea ce sunt datorită lui Dumnezeu și spun din toată inima, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Și în ultimul rând vreau să spun și apoi frații vor proceda la rugăciune. Domnul celor pe care îi binecuvintează în felul acesta, le garantează și veșnicia și cerul. Ținându-i în brațe pe copilași, se uită la marea mulțime și spune, va fi o împărăție. Și împărăția, frate Caleb, frate Pavel, nu-i pentru predicatori, nu-i pentru cântăreți, iertați-mă. Nu-i pentru păstori, nu-i pentru președinți, nu-i nici măcar pentru cei care dăruiesc. Și e pentru cei care sunt ca ei. Doamne, chiar așa? Păi am crezut că noi, noi ăștia care suntem lansați, care predicăm, care... Nu. Împărăția este pentru ăștia, pentru copii. Pentru cei care se fac ca niște copii și când vă faceți ca niște copii, aveți acces în împărăție. Păi nu înțelegem nimic. O să că doi copii s-au certat și la un moment dat s-au și bătut și părinții au intervenit, că e normal să intervină părinții, că copiii întotdeauna așteaptă să intervină părinții. Știți povestea mea cu Andreas, băiatul nostru? Când băieții lui Belica, lui Vasilica, l-au bătut odată. Erau mari, mulți și mari. A venit Andreas în curte, lucruia peste drum și au stat ei. Copiii ăștia m-au bătut. Și a zis, ce să fac? Du-te și bate-i dumneata pe ei. Cum să mă bat cu ei? Că doar acolo e și taică. Bate-l și pe taică-s-o. Taică-s-o, știi, Vasilic, era... Ducea 3-4 ca mine în spate. Părinții au început și ei să se ciondănească, care mai de care. Și până la urmă au ajuns să meargă la poliție, să se împace. Și în timp ce mergeau spre poliție, urca pe scările, erau niște scări. Copiii s-au uitat unul altul și au zis, după ce se termină treaba asta, merge și ne jucăm iară. Părinții erau agitați. Nu zic, noi ne jucăm iară după ce să gatește repede cu povestea lor. Deci asta e mesajul.
Să fiți ca niște copii la mânie. Să iertați ca niște copii. Să iubiți ca niște copii. Să aveți o inimă ca niște copii. Pentru că ăia binecuvântați ajung în împărăție. Și în capitolul 25 din Matei, când spunea Domnul la versetul 34 despre momentul acela al binecuvântării, când vor fi chemați, citiți vă rog, ce va spune Domnul? Veniți păstorilor, veniți evangheliștilor, veniți! Nu ne mai regăsim acolo. Ne regăsim în o singură formulă. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Să fie binecuvântat Ezechiel Nathanael. Să fie binecuvântați toți copiii dumneavoastră. Și să fie binecuvântați noi toți. Și nu uitați, binecuvântarea n-are de-a face doar cu a avea. Binecuvântarea are de-a face cu a fi. Și să fim binecuvântați și să rămânem binecuvântați. Și în ziua aceea să fim strigați, veniți binecuvântații Tatălui. Îmi doresc să vină ziua aceea. Îmi doresc cu familia mea, cu copiii mei, cu cei dragi ai mei, cu prietenii mei, cu cei pe care slujesc, cu dumneavoastră, să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog din toată lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne preocupăm de copiii noștri. Să punem valoare pe ceea ce pune Dumnezeu valoare. Și să fim liniștiți că Domnul face mai mult decât știm noi să cerem, să o gândim. Cheie Dumnezeu. Și să purtăm statutul real de binecuvântați ai Domnului. Și Biserica Domnului spune, amin, Doamne, ajută-ne.